Caz șocant în Brăila, un bărbat a murit după ce a băut o travă în loc de țuica. Omul de 41 de ani l-a ajutase la câmp pe un consătean din comuna Jirlău și la prânz au mers împreună să mănânce. Bărbatul a cerut gazdei un pahar de țuică pe care l-a și primit. Din primele informații se pare însă că în recipient era de fapt o substanță otrăvitoare. Bărbatul a început imediat să se simtă rău, martorii au încercat să-i ofere primul ajutor, iar apoi l-au dus la spital. Medicii nu l-au mai putut salva, polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.